atingând, așa, răspunsul dai cu voce tare orice ar fi. Da. Rupem întrebarea și lumea nu știe, da, de ce ai răspuns. Știi cine m-a convins pe mine să vin la rubrica asta? Andrei Dobrogea. Andreea Raicu. Andreea Raicu? Care ți-a fost invitată. Da. Și colegele tale m-au tot invitat la emisiune și am tot refuzat, că eu nu voiam să vin, să vorbesc, să zic, că... Na. Și mi-a trimis link-ul cu Andreea. Și mi s-a părut atât de funny rubrica. Și am zis, stai frate, bun, puțin, că eu până la urmă tot timpul am fost transparentă, naturală, n-am nimic de ascuns. Mi se pare că tu ești o tipă foarte asumată și o tipă foarte pe haz și pe amuzament. Eu n-am de gând să mănânc prea mult pican, să știi. Adică eu... De tine depinde. Hai să vedem. Perfect, întrebarea o citești în gând. Răspunsul dai cu voce tare orice ar fi, da? Zici că dau bacalaureat, așa emoția. Haideți să vedem. Păi am cam răspuns așa. Păi nu, lumea nu știe despre ce este vorba, okay. Așa că eu zic să ne... Sunt trei cuvinte, doar trei cuvinte. Nepotrivire de caracter, incompatibilitate din mai multe puncte de vedere și... lipsa calmității. Era nervos? Nu știu cum, Doamne, iartă-mă să zic. Cine era recalcitrant? Irascibil. Îi sărea muștarul? Sosul picant. De fiecare dată? Mm. Din senin, așa câteodată? Eu tot trebuie să mănânc? Nu, că dacă citim întrebarea, lumea știe de ce ai spus chestia asta. Spune în trei cuvinte cele mai importante motive care au dus la divorțul de Din. Numărul unu, la divorț, la detașament. Că divorțul a fost o decizie care a... Ok, de divorțul practic a fost ruperea hârtiilor, dar detașarea ta sufletească față de el. Astea au fost răspunsurile, da? Mergem la întrebarea cu numărul 2. Citești tot așa în gând? Ești obligată să te mărești. În gând. Cum adică? Nu, că eu vreau să... Nu, păi lasă-te, răspunsul dai cu voce tare, după aia alegem. Cum adică? Păi așa e, un joc, adică stai presupunem. Puțin că n-are logică întrebarea. Are, crede-ne. Ce, e musulman? Păi nu, e, tu... Nu contează. E ceva ipotetic, e ca un scenariu, ca la film. Dacă ar fi să... Din showbiz-ul românesc, mai având în vedere că acum știe toată... De ce în showbiz? Da. Robert Drilea. Păi ăsta e iubitul tău. Păi da, dar e în showbiz acum, nu? Că e pe toate, în toate ziarele. Bine, mă, dar... Păi bine, m-am zis... Bine, mă, gata, hai și că... Și îți citești și întrebarea. Și că ești obligată să te măriți mâine cu unul dintre bărbații din showbizul românesc. Nu contează, ci că dacă e însurat. Păi dacă e însurat, cum să mă mai mărit eu cu el? E un joc, tu, e ipotetic, e un joc. Mă rog, iubitul meu. Ok, perfect. Hai să vedem. Mă rog, dacă e însurat, n-am cum să mă mărit. Hai să vedem. Ia uite-l pe Robert. Ai găsit poza cu Robert, cu iubitul? Bineînțeles. El e? Da. Salut, Robert. E la birou. Marea te cheamă e la între ea. Între două mașini bengoase în parcare pe care încercăm să le vindem astăzi. Da? Da. Când spune... ai zis că e între două mașini, am avut în cap fix imaginea aia cu Van Damme care făcea șpagatul. Între... Mă, nu face șpagatul, dar... Păi am zis... Păi zici trei lucruri și apoi vedem. Of. Aici e altceva decât ce ai zis prima dată. Aici sunt trei lucruri. Pac. Mâncăm, eu te rupem întrebarea, nu știe nimeni despre ce este vorba. Ok. Păi dar nu vreau să... Hai bine, hai că mănânc zi trei lucruri, zi trei lucruri, dar zi adevărat dacă zici. Normal că zic adevărat, numai că stai să-i găsesc defecte. Da. Nu știm despre cine e vorba, pentru că nu dăm nume și poate fi oricine. Atâta pican mi-ai pus tu? Îl mai iei scuturi tu puțin. Păi nu, că mi-e spărea puțin. Nu cred. Mănânci, uite. Dar trebuie să zici lucrurile întâi. Da, stai așa. Violent verbal. Irascibil. Și lipsa iubirii de sine poate fi un defect? Adică hai, mă, dar vreau să mănânc, iute, că eu s-asum... Spune trei defecte ale lui Dino Maxer. Uite, astea sunt. Violent verbal, adică? Violent verbal. Ce înțelegi prin asta? Înjură la volan, na. Ah, ok. Sper că doar verbal, nu? Da. După aia ai zis? Poftim? După aia ai zis? Deci eu mai știu. Am mai zis ceva? Irascibil. Ăsta ai zis și că a fost și motivul divorțului. Uh-huh. Și ai mai zis... Dar am zis motivul, nu, ăla n-a fost motiv, că nu divorțează nimeni, că e omul de lângă tine irascibil. Nu te duci să bagi divorț așa. A fost unul dintre motivele care... Și ai mai zis ceva? Mai zis... Că să nu se iubește pe sine, asta n-am înțeles-o. Păi ăsta e un defect. Adică? Păi cum adică să nu te iubești pe tine?
pe nunțele? Adică nu se iubea pe el sau cum e? Așa consider eu că... Adică se neglija la modul ăsta, te referi? Adică n-avea grijă de el, de modul cum arată? Da, mie îmi place ca omul de lângă mine să se iubească. Pentru că dacă nu te iubești pe tine, e foarte greu să... Dar mie niciodată nu mi s-a părut că din nou are grijă, că e un tip așa elegant, un tip care... Tu l-ai cunoscut în platou, eu l-am cunoscut acasă. Eu vorbesc de omul cu care am trăit 18 ani și da, consider că iubirea de sine acolo merită dezvoltată și lucrată. Mergem mai departe la o întrebare pe care o citim în gând. Bine! Și răspunsul dăm cu voce tare, Dea. Ce drăguț! Asta zic și eu. Oh my god, acum trebuie să mănânc picant, că trebuie nu pot să mă bag nume în casele și după aia mâncăm picant. Ok. Mister. My god, cum e asta? Pac. Ce trebuie să dăm? Auzi, da. Hai, da, mănânc. Da. Nu, dai numele, mâncăm da. Și gata. Dar nu, n-am trei. Păi patru. Nu, doi maxim, că nu mi-amintesc acum. Uite, cine zice că e răcită să uite la noi la emisiune cu mare drag. Ok, îmbrățișez și să iau un antiinflamator, nu? Ceva, dacă e răcită, doamnă. Să mănânce picant, căci că e bun la răceală. Deci, nume. Trebuie să dau niște nume. Da. Tavi Colen. Tavi Colen? Băi, Andrei lasă. De la Alb Negru. Cine? Andrei de la Alb Negru. Ștefănescu, nu? Ștefănescu, divorțat. Stai, mă, puțin, că nu știu dacă era căsătorit. Da, exact. E vorba de acum vreo... Ștefănescu, 15 ani, adică vorbim de chestii... Nu mai. Andrei Ștefănescu, Tavi Colen. Stai să mă mai gândesc. Tavi Colen, băi, nene, băi, cum e. Doamne, stai că nu mai știu cum îl chep, o să caut. Da, te rog, caută. Pentru întrebarea asta avem răbdare de ea. Deci, gata. Tavi Colen... Dă-ne un indiciu de undeva că îl găsim. Stai să vă mă asigur, deci, că nu-i Colen, greșesc numele. Deci, ai găsit imediat. Andrei Ștefănescu și... Cineva o ce secundă. Că ești foarte sexy. Mulțumesc. Sorin Mărcuș. Mărcuș, da. Sorin Mărcuș. Da. Hai, Ciucă, hai să vedem. Imediat, deci, Tavi Colen. Asta, ce să-i fac? Ai zis Tavi Colen? Zi. Imediat, ai răbdare, Cătălin. Dar tu ce cauți acum? Poze cu ei. Doamne, dar ce contează? Caut Sorin Mărcuș, Tavi Colen și Andrei Ștefănescu. Acum trebuie să mănânc picant. Citesc? Nu, cum să dăm cu acela, mine. Că mănânc picant. Hai, bine, mergem la următoarea. Uite, gata, l-am găsit. Hai. Gata? Da. Bun. Tavi Colen, te salut. Te salută și Dea. Mai departe, Ciucă. Ia să vedem. Mai departe. Hai să vedem, Ciucă, unde e poza? E aici. Andrei Ștefănescu și Sorin Mărcuș. Hai, dă-i. Stai, nu mănânc. Nu mai avem multe. Păi aici și răspund și citesc, că nu există. Ciucă, hai să mănânc din gură, că după aia scrie lumea. Ia uite. Nu. Bine, draga mea. Pune și data viitoare mai mult. Nu. Jucăm corect. Hai să vedem. Spune nume. Am citit și consider că pot să... Nu. Dai nume și apoi citim. Păi chiar nu dacă... există nume. Nu, aici... Nu există? Nu. Bun, atunci o rupem și gata. Da? N-are rost. Deci a, nu okay, există, nu, da? Asta ai văzut că suntem corecți. Păi da, cine te sună atât de insistent? Telespectatorii, uite-te și tu. Dar tu ai numele public. Păi nu, telefonul telespectatorului, WhatsApp-ul telespectatorului. Păi să răspundem, să vedem ce spune doamna. Mamă, asta e tare de tot, asta e tare de tot. Păi pe care mi-o dai? Hai că le citim pe toate. Citește în gând. Gabriela Cristea. Gabriela Cristea, băi, Ciucă. Să mai impui picant, auzi? Da, da, vezi că e foarte iute. Așa. Stai să mă gândesc. Gabriela Cristea. Da. Oana Roman. Nu vorbe, tu vorbești serios? Da. Oana Roman, Gabriela Cristea. Nu mai știu, gata, două. Nu mai... Mâncăm iute sau citim? Mănânc iute. Hai, mă, citim. Oana Roman și... Nu există, tu tai Gabriela din gură. Eu am de ales, nu? Am zis că unde vreau. Bine, dar vezi că mi-a căzut mult sos acolo. Te rog frumos, dă-mi voie să mai... Vai, ce amabil ești. De-aia te iubește pe tine, mă, Ana. Gata, ia-o pe aia, ia-o pe aia. Crede-mă că e prea mult. A căzut asta? Prea mult, da. A căzut prea mult sos. Da-mă, pe asta, a căzut prea mult sos. Femeie, ascultă. Hai, ultima întrebare și gata.
întrebarea cu numărul 7, o întrebare perfectă la cererea publicului. E bună, trebuie să recunoști. Hai, leșin. Asta e, uite. Te-ai măritat, auzi? Nu contează, e un joc. Roxana Vașniuc. Tu vorbești serios? Da. Roxana caută ciucă, trebuie să vedem poza. Roxana Vașniuc. Roxana... Ai avut dreptate cu ăsta, Cătălin. Păi vezi? Vai de mine. Dacă luai toată... Cineva cea să mă distrez. Cum să te distrez când îți ia gura foc în halul ăsta? Păi tocmai, îți ia gura foc sosurile astea. Perfect, Roxana. Citim sau mă Auzi, dar eu de ce am? Asta a fost pentru întrebarea trecută, ce am mâncat acum? Nu, asta a fost pentru Ana Roman și Gabriela Cristea. Acum mâncăm iute sau o citim? Mă rog, dacă e un joc, e cost de la joc, nu? Normal că e joc. Citim, nu? Întrebarea și răspunsul, ziceți. Îmi dai să mănânc picant, dar îmi dai din sosul ăla de dinainte. Alege tu orice sos. Nu, ăla primul de mine. Nu știu care are asta, uite asta. Deci, Roxana, ciucă. Mi-a zis mamaie să beau lapte, dar mamaie, să știi că nu e eficient laptele ăsta. Mamaie, ia asta. Ăsta mi-ai pus altul, ăla era mai cremos. Tu, când mergi pe mâna noastră, ia și mâncă, uite-te aici, roșu. Haide să vadă telespectatorii, că nu am citit întrebarea. Acolo e. Iar noi, oameni buni, mulțumim de... Fac. Încă Maxer. Ai rămas cu numele Maxer? Dea Maxer. Da, Maxer rămâne numele tău? Dea Maxer. Dea Maxer, dar rămâne Maxer? Normal, am bil copil cu numele de Maxer, ce ai? Deci pe Robert o să-l cheme mare Maxer dacă te căsătorești cu el? Doamne ferește, o să mă cheme Drilea dacă mă merit. Și renunți la Maxer? Am la atunci. Mașină râd. Complicat. Mai bine pe la noi. Nu e complicat, mă. This is love. Asta e, this is love, oameni buni, după publicitate revenim. Dea Maxer, foarte asumată viața și sincer. Viața nu e complicată, o complicăm noi. Ai dreptate, după publicitate revenim.